Stăm de vorbă cu domnul dr. Cosmin Pop, medic specialist gastroenterolog. Am să vă rog să ne explicați ce categorii de pacienți sunt afectați mai frecvent de cancerul de colon. Cancerul colorectal este o afecțiune care, în principiu sau virtual, poate să afecteze orice grupă de vârstă în populația adultă, însă este evident mult mai frecvent după vârsta de 50 de ani. Afectează cu oarecare predominanță sexul masculin și aici putem să discutăm și despre niște categorii speciale de pacienți cu risc mai crescut, vorbind în primul rând de rudele de grad 1 ale pacienților cu cancer colonic, fie că e vorba de o formă de cancer sporadică, fie de o formă ereditară, și despre pacienții cu boli inflamatorii intestinale cronice cu evoluție îndelungată. Puteți să ne explicați mai bine această diferență între cancerul de colon sporadic și cel ereditar? Sigur, în principiu, cancerul sporadic e acel cancer de colon care apare în lipsa unui istoric familial de cancer colorectal. La persoane de vârstă adultă, așa cum spuneam, în principiu mai frecvent după vârsta de 50 de ani și persoane în a căror familie nu există membrii care suferă de aceeași afecțiune. Ceea ce privește cancerul colonic ereditar, aici vorbim despre alte două subcategorii. Acel așa numit cancer colonic ereditar provenind din sindromele de polipoză familială și persoane care în urma unor modificări genetice, susceptibilitate de a produce boala respectivă, au un număr foarte mare de polipi colonici care, la rândul lor, prezintă un risc de transformare malignă de-a lungul vieții pacientului, un risc care poate să atingă până la 100%. Aceasta în ceea ce privește formele de cancer ereditar, să le spunem polipos, deci în cadrul sindromelor de polipoză adenomatoasă familială. Cealaltă formă de cancer ereditar este cancerul non-polipos, deci cancer care apare cu o tendință de agregare, să spunem, semnificativă în unele familii, în lipsa acelor sindrome de polipoză. Deci cancer apărut pe o singură leziune, să spunem, cu evoluție mai accelerată decât în cancerul sporadic, către un cancer de colon. Înțeleg că în cazul acestor pacienți, cumva istoricul familial este un factor de risc. Categoric este un factor de risc. Și aici, în ceea ce privește formele realmente ereditare, există niște criterii, să spunem, foarte bine definite pentru încadrarea formei respective de cancer în diagnosticul de cancer ereditar, să spunem, colonic ereditar. Ce alți factori de risc mai există în legătură cu cancerul de colon? În afara factorilor genetici, care în cele din urmă sunt implicați într-un număr, să spunem, mai limitat de cazuri, principalul loc revine factorilor de mediu. Și aici vorbim, în primul rând, despre dieta bogată în carne roșie, bogată în grăsimi, poate în prăjeli, săracă în fibre, dieta poate săracă în calciu, în seleniu. În afara factorilor, să le spunem, alimentari, există și alți factori de risc, tipul fumatului, consumului de alcool și în special consumul de bere, obezitatea, sedentarismul, care sunt factori de risc nu neapărat independenți, poate într-o oarecare măsură asociați cu acel tip de dietă care favorizează apariția cancerului de colon, dar în sine și ei considerați factori de risc. Practic, ce tip de alimente ar trebui să conțină o dietă care să prevină cancerul de colon? Deci vorbeam în primul rând de dieta bogată în fibre și asta înseamnă practic alimente de origine vegetală, indiferent de tipul lor. Pe lângă acestea, spuneam că în principiu există și anumite categorii de vegetale care conțin și substanțe specifice cu rol protector,
cum ar fi, spre exemplu, cruciferele, varza, conopida, brocoli, guliile, de asemenea ceapa și usturoiul. Citricele conțin pe lângă vitamina C o serie de factori cu rol protector. Evident, vorbim de asemenea de alimentele bogate în vitamina A, de tipul morcovilor, o bună parte din fructe, piersici, caise, cireșe, căpșuni, smeură, toate acestea sunt bogate în vitamina A. Și, în general, alimentele bogate în antioxidanți. Există o legătură între consumul regulat de aspirină și riscul de a dezvolta cancer de colon? Există o legătură inversă între consumul de aspirină și riscul de dezvoltare a cancerului de colon. Mai exact, aspirina pare să aibă un anume rol protector împotriva cancerului de colon. Și asta pleacă în primul rând de la constatarea că pacienții care consumă în mod cronic nu numai aspirină, ci și alte tipuri de antiinflamatorii nesteroidiene dezvoltă mai puțin, deci într-o mai mică proporție, cancer de colon. Orice pacient poate consuma aspirină cu intenția de a preveni cancerul de colon, dar fără o recomandare din partea medicului, sau cum ar trebui să se desfășoare acest consum? Deocamdată, oricum, această problemă e în stadiu, să-i spunem, de cercetare. Deci, se știu rolurile benefice ale aspirinei în prevenție, însă în momentul de față nu există practic o strategie foarte bine standardizată în ceea ce privește profilaxia prin intermediul antiinflamatorilor nesteroidiene. Nu știm încă foarte clar care categorii de pacienți ar beneficia cel mai bine de pe urma acestei profilaxii. Nu știm practic care ar fi doza optimă, să spunem, nu știm care ar fi vârsta de la care, nu știm cu exactitate care ar fi vârsta de la care ar fi bine să se înceapă această profilaxie. Deci e o problemă care încă este în discuție. Și sigur că aici nu trebuie să neglijăm, de fapt, și potențialele efecte adverse ale tratamentului cronic cu antiinflamatorii. În cele din urmă, trebuie să ținem cont și de faptul că antiinflamatoriile sunt una dintre principalele cauze, să spunem, sau principalii factori de risc pentru hemoragia digestivă superioară. Pot să inducă gastropatii, pot să inducă ulcere determinate de consumul de antiinflamatorii non-steroidiene și atunci, evident că acest tratament cronic presupune și anumite riscuri. Motiv pentru care, înainte de a lua o asemenea decizie de tratament profilactic sau de profilaxie, să spunem, trebuie să cântărim foarte bine raportul dintre riscuri și beneficii și să alegem pentru profilaxie acele categorii de pacienți care ar beneficia cel mai bine de pe urma acestei profilaxii. Ați menționat care sunt factorii de risc ce predispun la cancer de colon. În privința cauzelor acestei boli, există niște cauze precise, sunt descoperite? În principiu, atunci când vine vorba despre afecțiuni de o asemenea complexitate, nu se poate vorbi despre o cauză exactă, ci vorbim doar despre factori de risc. Deci despre acei factori de mediu sau genetici, de altă natură, care prin expunere prelungită sau cronică, să spunem, se asociază mai frecvent cu apariția bolii respective, în speță cancerul colorectal în discuția noastră. Însă nu putem să vorbim despre o cauză efectivă țintită. Adică, practic, noi putem preciza unui pacient care vine cu diagnosticul acesta și ne întreabă din ce cauză a făcut boala. Nu o să-i putem spune niciodată care este cauza exactă. Putem vorbi despre niște factori de risc și despre niște mecanisme de producere bine cunoscute. Cum ar putea fi diagnosticat cancerul de colon? Ce semne trezesc această suspiciune? Din păcate, ca multe alte forme de cancer, și cancerul colorectal poate să evolueze o perioadă foarte îndelungată complet asimptomatic, deci fără niciun fel de semn și simptom. Și nu de puține ori am întâlnit pacienți care se prezentau pentru prima dată la medic la primul semn sau simptom alarmant, iar diagnosticul se punea totuși într-un stadiu foarte avansat al bolii.
Sigur că sunt o serie de semne și simptome care trebuie să atragă atenția pacientului că ceva nu e în regulă. Și vorbim aici, în primul rând, de hemoragia digestivă inferioară, de sângerările la scaun. Sunt unul dintre semnele de boală, nu neapărat specifice, genul ăsta de sângerări pot să apară și în alte boli, nu neapărat precoce sau neapărat prezente la orice pacient, însă cel puțin după o anumită vârstă, să zicem după vârsta de 40 de ani, un asemenea simptom trebuie să alarmeze pacientul și să îl determine să solicite o consultație. Sigur, tot aici apar modificările de tranzit intestinal. Constipația recent instalată, după o anumită vârstă, să spunem, tot după vârsta de 50 de ani, trebuie investigată. Evident, cancerul colorectal nu e singura cauză de constipație instalată recent sau de modificări în tranzitul intestinal, însă genul ăsta de simptom trebuie investigat. Sigur, poate să apară nu doar constipație, ci și diaree, sau mai exact, o falsă diaree din cauza obstrucției pe care tumora o poate produce la un anumit nivel în colon. Evacuarea scaunelor poate să fie fracționată, pot să fie scaune de consistență redusă și să apară într-adevăr ca o falsă diaree. Scăderea în greutate, eventual asociată cu unul dintre simptomele deja menționate, trebuie să alarmeze pacientul. Aici vorbim sigur de scădere în greutate semnificativă. Medical vorbind, se definește ca scădere în greutate semnificativă o pierdere de circa 10% din greutatea corporală. Deci nu orice persoană care a slăbit un kilogram sau două trebuie să fie alertată, că ar putea să aibă o problemă serioasă. Durerile abdominale cu localizări variabile sunt un simptom extrem de nespecific, deci pot să apară într-o multitudine de alte afecțiuni și de obicei apar în faze avansate ale bolii. Atunci când tumor ajunge să invadeze organe din jur sau să producă o obstrucție semnificativă și durerea să se producă practic prin distensia din amonte. O altă categorie de semne sunt cele indirecte sau să spunem de laborator, o anemie care arată ca o anemie prin lipsă de fier apărută după o anumită vârstă, trebuie să îndrume pacientul respectiv către un examen medical. Asigur, deja e un pacient care a trecut printr-o serie de analize. Aici rolul practic revine medicului care a solicitat setul inițial de analiză.